Așa, te duci în lauză, îl mângâi și dai liber. Liber în iarbă. Apoi, poți să te folosești de niște trepte. Îl sui undeva sus pe trepte și te dai ușor înapoi și pui puțin câte puțin presiune pe spațiul din fața lui când vrea să coboare, reținându-l de lesă și îl sui înapoi. De ce este avantajos cu treptele? Pentru că atunci când coboară pe o treaptă inferioară, tu îl reții de lesă. Sugestia tactilă pe care el o recunoaște, atunci când ridici lesa, îl va determina să calce înapoi pe treapta de pe care a plecat. Și în momentul în care faci acest lucru, tu poți recompensa sau chiar îi poți lăsa libertatea de a pleca. După ce ai făcut acest pas, poți să asociezi un cuvânt, cum ar fi stai, așteaptă, sau chiar comanda în care l-ai pus. Fie șezi, fie culcat, fie în picioare și te îndepărtezi puțin câte puțin pentru a îl obișnui să accepte distanța. Sunt două componente aici la exercițiul de așteaptă, și anume distanța și durata. Ok? În primul rând, îl obișnuim cu distanța, să o accepte pe intervale scurte de timp, apoi punem alături distanță plus durată. După care începem să schimbăm direcția, să ne ducem în tot felul de alte direcții decât în fața lui. Ceea ce trebuie să facem la exercițiul de așteaptă, în primul rând, trebuie să construim o sugestie pe care el să o recunoască și prin care să înțeleagă că trebuie să rămână pe loc. Ca să înțeleagă sugestia, să nu se pară ciudat că tu îl tragi de lesă sau îl duci de lesă înapoi în punctul de unde a plecat, să aibă și el un reper, atunci aceste suprafețe mai înalte, fie bordură, fie scări, fie o cutiuță pe care să-l pui, vor ajuta foarte mult pentru a-și însuși cu exactitate ce înseamnă tot condusul din lesă și când începe acea tragere de lesă pentru a-i sugera ce să facă și când se termină. Este foarte important ca atunci când este tras de lesă și invitat să se suie pe cutia de pe care a plecat, să știe că acolo sus pe cutie tensiunea în lesă dispare. Dacă tensiunea dispare, sunt mari șanse să vină și recompensă. Aici. Nu, ridică de lesă, ridică până când își dă seama că tensiunea dispare dacă calcă înapoi din punctul de unde pleca, da? Nu, ridică, atât. Nu. Ține-l ridicat până când ajunge înapoi. Exact. Ridică, ține-l ridicat, atât. Bun. Chestiune de insistență. Consecvență. Și de demonstrație, că tu îi limitezi opțiunile în mișcare, deci sunt atribute ale celui care conduce, să-i limiteze celuilalt mișcările în comportament. Nu? Șezi? Ridici de lăsă? Te poți duce la ea, la uz, la recompensă. Bravo. Și pleci încolo, liber. Bine. Se poate folosi clickerul pentru un asemenea exercițiu, dar asta presupune să nu corectezi în niciun fel, să nu îl ajuți în niciun fel prin intermediul lesei să înțeleagă ce se întâmplă, ci să ai ocazia din aproape în aproape, aproape la secundă, adăugând câte o secundă în plus, să încurajezi doar cu clickerul rămânerea lui pe loc, deși mișcarea ta îl face în mare măsură să plece de acolo, să te urmeze,
în condițiile în care ai reușit să faci un pas înapoi și a stat, dai click, îi dai recompensă. Mai faci un pas, 2-3, dai click, îi dai recompensă. Deci este și aceasta o tehnică, dar s-ar putea ca această tehnică pur pozitivă să ne trădeze cumva în construcția noastră acolo afară unde este mediul real și unde sunt toate distragerile. În acest exercițiu de așteaptă, pornind de la construcția din lesă și apoi combinația cu recompensare pentru a încuraja câinele să facă ceea ce îi cerem, îl veți putea lăsa pe distanțe foarte lungi și pe intervale foarte lungi, de ce nu, indiferent de contextul în care se află. Pentru că am introdus sugestia din lesă la acest exercițiu, putem să confruntăm apoi acest exercițiu cu distrageri.